Înainte de toate, dacă vă plac poveștile mele, apăsați butonul abonare dacă încă n-ați făcut-o. Lăsați un like, un comentariu, dați un share, mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Înainte să trecem la poveste, un quiz rapid. Cine a spus? Viața seamănă cu o poveste. Ceea ce contează nu e lungimea ei, ci valoarea ei. A. Nietzsche, B. Seneca sau C. Shakespeare? Lăsați răspunsurile repede în comentarii. Aveți 5 secunde. Dacă ați răspuns B, Seneca, aveți dreptate. Și acum să trecem la poveste. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, când am dat examenul de evaluare națională, acum vreo 20 de ani, se numea examen de capacitate. În afara numelui, nu cred că există mari diferențe. Am dat la 3 materii, 2 obligatorii, română și matematică, și una la alegere dintre geografie și istorie. Și cum diriginta noastră era de istorie, undeva la 2-3 din clasă, au dat la istorie. Și cum în perioada aceea n-aveam în cap decât fotbal și ping-pong, jucam la bursucul la poartă până se nopta, am ajuns la examene ca o fată mare la Măritiș. Știam ce urmează să se întâmple, dar nu știam cum mă voi simți după. Ori fericit și satisfăcut, ori trist și plin de regrete. Întotdeauna ziceam că învăț mai târziu, că am timp. Când mai erau 3 luni, am zis că de luna viitoare. Și tot așa, până am mai rămas 2 săptămâni. Apoi una, 5 zile, 3 zile și așa am ajuns în ultima zi. Am jucat ping-pong doar până la 8 seara atunci și m-am dus să învăț la română. Dacă îmi dădeau ăștia examen din ping-pong, cred că luam 10 cu felicitări. Acum să nu credeți că eram pământ de flori. La matematică mă descurcam destul de bine, except în geometria. N-am stat niciodată să învăț pe doros sute de formule, unghiuri și chestii stupide, care știam că nu o să-mi folosească niciodată la nimic. La limba și literatura română știam gramatica destul de bine, știam să redactez o scrisoare, iar la partea cu comentariile știam destul de multe. Pe partea de romane era mas, știam Baltagul, Ion, pe de rost, de la comentarii până la caracterizări. La istorie stăteam puțin mai prost, dar am zis că învăț câteva zile și mă pun pe picioare. Iau un 6-7 acolo. Și vine prima zi de examen. Nu dădeam la noi în școală, ci la o școală din cartier. Asta era puțin mai mare. Mă întâlnesc în colț cu Asu și Căpățână și plecăm spre școală. Ajungem acolo și ne întâlnim cu unul, Mihai. Ăsta se mutase cu noi în clasă prin a 6-a, rămăsese repetent și se transferase de la școala asta unde dădeam noi examene acum. Stătea pe strada unde stăteau bunicii mei, le cunoșteam de când era mic. Hai salut, Mihai, ce faci, mă? Noroc. Bine, Gigi, voi? Pregătiți? Bă, nu prea, dar ne pregătim acum. Zic Căpățână, te bagi? Da, mă, nu așa am vorbit. Tu, Asule, contribui la relaxare? Nu știu, Gigi, nu cred, mă. Nu știi că e femeie ăsta, mă? Ce dracul mai întrebi? Cine-i femeie cap de bivol? Ia, mă, mă bag și eu. Mihai, tu ce zici? Te bag sau nu? Da, mă, mă bag. Cum să nu? Strângem noi banii, mă duc cu Căpățână și luăm un pachet de țigări și 2 bere la 2 litri. Am zis că oricum mai avem vreo oră de așteptat și mai bine intrăm acolo relaxați. Stăteam acolo pe străduță mai feriți de lumea așa. Și cum stăteam noi acolo, îl vedem pe unul șacalul pe acolo. Ăsta era un fel de jmenar mai gentilom, un fel de Robin Hood al școlii. Fura de la bogați și își dădea lui. Și de când se mutase Mihai la noi în clasă, era client fidel la asta. Aproape în fiecare zi confisca țigările și banii care i-avea. Îi mai arunca și 2-3 peste ceafă. Bine, Mihai ăsta era deștept, își lua 2 pachete de țigări. Și jumate din bani mi-i dădea mie să-i țin. Ai văzut ce l-am fraierii Gigi? I l-am dat pe ăla jumate, mă. Da, mă, l-ai făcut pe prost. Mi-a rămas și 20 de lei. Da, mă, l-ai păcălit bine. Ai putea să te faci politician. Bine că și avea de unde să dea asta. Avea în jur de 80 de lei pe zi de la Tasu. Nu știu ce afaceri învârtea. Și așa l-a chinuit ăsta vreo 2 ani de zile, până a trecut noi a 8-a și ăsta a terminat. Și tot mai venea la vreo 2 săptămâni să-l ciugulească pe ăsta. Și prostul îi dădea. M-am băgat de câteva ori pentru el, dar când l-am văzut că e mare și prost, avea cam 1,90 în clasa 8-a, l-am lăsat în pace. Și cu Mihai s-a amețise puțin de la bere, ce zice? Bă, eu-l bat pe șacalul, mă. Ăsta venise și el să dea examenul, îl picase în urmă cu un an. Băi, Mihai, e sigur, mă? Vezi că dă bine la ficați. Da, Gigi, mă răzbun pe el, mă. Sunt ca la mine acasă aici, mă cunosc toți. Scot animalul din mine. Eu știam că stai cam fătălău așa. Dar am zis că o știe el ceva. Pe de altă parte mă gândeam că vorbește alcoolul din el. Bine, Mihai, cum zici? Bă, dar veniți cu mine, săriți în caz de ceva. Nu știu, mă, mai intrăm la belele. Nu, Asule, doar să fiți acolo, mă, să nu sară mai mult spre mine. Ne hotărâm noi să mergem cu ăsta, dar mai aveam o bere aproape plină. Bă, Căpățână, ce facem cu asta, mă? O ascundem, Gigi, o bem după, mă. Se trezește, mă, pe căldura asta o găsim fiartă. Când îl văd pe Caponaru, ăsta stătea la vreo 2 străzi mai încolo. Bă, Caponare, Caponare, n-auzi, mă? O, salut, Vere, ce faci, mă? Uite la o bericică. Care Florică, mă? Ce Florică, mă? A, care, mă? Ce drecu zici, Caponare? Care, mă, ăla de la piață? Bă, ia zi, vrei o bere?
Dă-o încoace vere. E rece? E rece, mă. Acum auzi al dracu. Îl trag eu pe ăsta mai așa? Bă, nu-i vrei să caftim pe unul, mă. De fapt ăsta mai mare, Mihai. Dar cum îl știu eu prost, cred că trebuie să mă bag pentru el. Ia zi, tu mai stai pe aici? Stau vere, beau asta și vin în curte. Când vezi că mergem spre ăsta, stai și tu pe lângă noi, să nu sară mai mulți pe noi. Da, vere, stai liniștit. Bine, mă, ne vedem în curte. Ce, mă? S-a rupt blugul? Ce blug, mă? Ne-a zis, mă, că mă vedeți în cur? În curte, mă, ne vedem acolo. La vreun sfert de oră, mergem în curtea școlii. Îi fac semn lui caponarul și acalul la 10 metri de noi. Hai, Mihai, ia-o înainte, veni și noi în spatele tău. Bă, nu știu ce să zic, mă. Ți-am zis că nu se duce pe luga, mă? Hai, mă, n-ai zis că te răzbuni? Că ești la tine acasă? Da, mă, dar sară ăștia pentru el. Hai, mă, că suntem cu tine, e și caponarul acolo. Când? Și acalul lângă noi. Ai țigări, mă? Zi, mă, ai țigări? Da, stai așa, dă-le încoa mai repede. Banii ai? Scoate tot. Bă, ia lasă-l în pace, mă, ia mâna de pe el. Îl ia de gât pe Mihai, îl cântește la pământ. Și voi ce vreți, mă? Vă dați la mine? Dar cine care asumă ești tu, mă? Îl iau pe ăsta de gât când apar 3-4 din spate. Probleme și acale, ne ocupăm de ei. N-apucă să zică ăsta nimic, că apare caponarul cu unul Marian, un țigan șmecher din zonă. Îi altuiesc pe ăștia bine și o iau la fugă. Pun mâna pe șacalul, ia zi vere, vă ocupați voi de el? Da, vere, mersi, mă. Salut, Marian, îți rămân dator. Îi aplicăm o mică corecție lui ăsta, îi dă și Mihai vreo două palme, își recuperează țigările și plecăm spre clasă. Acum eu știam că o să stau în spatele lui Asu. Avea un nume de familie foarte asemănătoare. Ne uităm pe foaia acolo pe ușă, Asu banca 4, rândul de la ușă, eu banca 5. Încă vreo 10 de la noi din clasă prin ultimele bănci. Ce zic, copiii împerupte, aveam toți copiuțele la noi. Când intru în clasă, banca unde trebuia să stau nu mai era, era ruptă. Mă pune să stau în prima bancă, rândul de la mijloc, chiar în fața profesorilor. Ce noroc pe mine, mă, să fie banca ruptă. Nici nu cunoșteam pe nimeni pe acolo prin față și oricum mă vedeau ăștia și dacă trăgeam o bășină, dar să întorc capul. Asta e, mă bazez pe mine. Fac primele două subiecte, aveam 5-o asigurat. Al treilea subiect, o scrisoare și ultimul, Baltagul. Îl știam ca pe tatăl nostru. La subiectul cu scrisoarea, scria că trebuie scrisă pe o foaie distinctă. Eu fiind prost și profesorii și mai proști, nu ne-au dat nici foi separate, nici nu ne-au spus. Eu am înțeles că trebuie să o scriu pe o pagină separată. După ce am rezolvat primele două subiecte și scrisoarea, mi-au mai rămas libere două pagini jumate pentru subiectul cu Baltagul. Scria acolo că două puncte se acordă dacă ai scris minimum 3 pagini, dar am zis că merge așa. Ies eu fericit, după calculele mele aveam 9.50, hai zi 9 asigurat. A doua zi la mate, la fel, Asu în ultima bancă, eu în prima. Ai mâncat rahat când erai mic, Asule? De ce, meștere? Nu vezi că a dat norocul peste tine? Ce vrei, Gigi? Las că oricum tu știi. Bă, știam, cel puțin la analiză și algebră. Fac repede primele două subiecte, niște radicali pe acolo, câteva integrale, subiectul 3, problemă la geometrie, două puncte. Fac eu acolo de un punct așa și trec la ultima problemă. Era cu procente. Bă, și cum dracu, am uitat formula. Eu acum știam cum să o rezolv și fără formulă și mă apuc de treabă. O rezolv, explic la fiecare pas ce am făcut acolo, să nu zică că am copiat. Verific de două ori, totul era bine, doar că nu folosisem formula. Făcusem cam de nou așa, dacă mi se lua în calcul. Acum urma examenul la istorie. Ce mă gândeam? Unii dau la istorie, unii la geografie. Sigur nu mai cad în prima bancă. Mă pun în ultima zi pe învățat și ultima lecție și cea mai scurtă era unirea din 1848. Gata, Gigi, ai terminat? Gata, Senciuc. Mai am una, dar sigur nu cade asta. Și ce crezi? Aia a căzut. Și o iar în prima bancă. Într-adevăr erau alți colegi, dar era și altă clasă, un laborator de chimie. Și am nimerit exact la fel. Asta în ultima bancă, eu în prima bancă la jumate. Băi frate, l-aș fi bătut pe ăsta cu cureaua. Aveam o boală pe el. Dar acum era altă situație. Nu știam nimic. Primul punct era cu răspunsuri multiple, al doilea cu completat și ultimul unirea de la 1848. Primele două te asigurau 6, dar eu eram pământ de flori și ăsta de nepăzea acolo era unul mai comunist, se vedea pe fața lui. Dacă vă prind că copiați, că șoptiți sau întoarceți capul, vă dau afară direct. Am belit carasul, mă uitam în foaie ca mucea la porumbei. Și după vreo oră așa, intră o femeie de serviciu. Domnul profesor, haideți la o cafeluță, vă așteaptă colegii. Nu, după examen. Haideți, domn profesor. V-am pus două cubulețe de zahăr, cum vă place? Stă ăsta puțin, se gândește. Bine, hai că vin 10 minute, să nu vă plincă copiați. Iese ăsta, cum a ieșit forfotă în clasă. Mă uit în stânga, în dreapta, ăștia la fel de luminați ca mine, foile goale și la ei. Și ca un câine de vânătoare, îmi transform urechile în antene parabolice. Păi frate, auzeam și respirația colegului de lângă. Și aud undeva prin spate. Bă, la unul e A, A, C. Și la doi? Scriu repede pe ciornă când intră ăsta în clasă. Acum eu nu eram sigur dacă sunt bune, dar cum n-aveam ce să scriu, mă risc. Eram aproape sigur că l-am picat, dar mai aveam o speranță mică.
Vine ziua afișării, mă duc cu Senciuc și Miții. Ăsta picase la mate și s-a dus să facă contestație. Mă găsesc eu pe foi pe acolo, mă uit repede la istorie și văd 6. Nu-mi venea să cred. Mă uit la mate, luase în 7. La ultimul exercițiu, ăla cu procentele, nu-mi punctase nimic. La română, 6.30. Nu-mi punctase nici scrisoarea și nici la 2 puncte pentru minimum 3 pagini. Hai, Gigi, să faci contestație. Nu o fac, Senciuc. Asta e, atât am merit. Eu eram fericit că am luat la istorie și n-am picat. Ce putem învăța din această poveste? Păi, când știi că ai un examen de dat, învață, frate. Și dacă nu o faci, asigură-te că ai urechile pregătite. Nu știi când te scapă din rahat. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai, pa!